influență și pe ei. Mergem mai departe să vedem pentru lei dacă perioada se anunță mai ușoară sau avem și aici de-a face cu marcaje de acest gen. Lucru frumos este că pentru lei luna nouă este pe casa a cincea, o casă frumoasă, o casă a bucuriei sufletului, a iubirii, a pasiunilor transformate în ocupații, a pasiunilor care prind viață, a creativității, și atunci ce putem să spunem, că e și Venus acolo care e foarte creativă, e și Mercur care îi face să fie foarte productiv la nivel mental. Este sfârșitul unui tranzit saturnian care i-a responsabilizat. Știu eu, poate că în toți acești ani ei au lucrat la un proiect, poate că s-au gândit să înceapă ceva, poate că n-au avut curajul, poate că nu erau pregătiți. Sau poate chiar au început ceva sau poate și chiar nu e finalizat. Au început ceva, dar sigur, la care nu s-au văzut rezultate imediate, imediat, să zicem, dar pentru că Saturn este faimos prin faptul că nu-ți dă gratificațiile imediat. Da, și poate fi vorba și despre investiție. Saturn se află în casa a cincea, care știm că este și o casă investițională, o casă a speculațiilor financiare. Exact, o investiție care să producă eventual venituri pasive, da, de acum încolo. Exact, dar care nu poate fi controlată, pentru că întotdeauna știm, casa a cincea este o casă pe care mai greu o controlezi. Dar Saturn spune că, totuși, cu perseverență, poate, în urma acestor investiții, pot apărea și beneficii, cu singura condiție să se stăpânească domeniul. Deci, de fapt, încurajarea destinului pentru acești nativi, pentru nativii leu, este următoarea: nu să abandoneze proiectele care, exact cum spunea Silvana, n-au ieșit din prima, pentru că Saturn vine cu tot felul de probleme, blocaje, provocări, pretenții, provocări. Este o planetă greoaie, da, ea, da, bagă puțin bețe în roate oriunde s-ar afla și sigur că, da, în această casă a investițiilor și a iubirii, acestea sunt două domenii în care leii au avut un pic bețe în roate în ultimii ani, în sensul că lucrurile au ieșit greoi. Asta nu înseamnă că Saturn nu încurajează să fie perseverenți sau să fie, de exemplu, dacă au făcut o investiție, să insiste. Dar Saturn spune așa: eu vin cu recompense pentru voi, pentru că ați avut curaj să participați la lecția propusă. Dar nu abandonați după primul obstacol. Exact. Deveniți și mai buni. Trebuie să stăpâniți toate datele probleme, pentru că poți să stăpânești, nu știu, să spunem, o bucățică dintr-o problemă, faci o investiție, stăpânești o bucățică, dar nu stăpânești ceva ce face parte tot din problema respectivă. Și Saturn spune doar atât: hai să stăpânești toate bucățile toate din aspectele, această problemă, ca să ai rezultate concrete. Atunci, sigur că, da, va fi destul de greu pentru lei să participe la toată această... Este ca o fabrică. Ei nu pot fi doar directorul fabricii sau doar, eu știu, un funcționar. Ei trebuie să aibă privirea de ansamblu. Să fie și șeful fabricii, să fie și executanții, să fie și paznicul fabricii și așa mai departe. Deci, practic, să se ocupe de toate segmentele care duc la finalizarea, mă rog, fiecare în ce domeniu a depus energie. Eforturile. Foarte interesant pentru lei, mi se pare că această lună nouă, și nu numai ei, bineînțeles, sunt această prieten, lună așa nouă, care are loc pe gradul 26-27,